Bună dimineața! Procesul va începe peste mai puțin de 2 ore aici, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Așa cum spuneai și tu, programat pentru a da o declarație în calitate de inculpat în acest dosar, este fostul director al complexului Rovinari, Laurențiu Ciurel, care ulterior a ocupat funcția de director general al complexului din Oltenia. Acesta trebuie să dea explicații în legătură cu modul și condițiile în care a ajuns să încheie în 2007 și în 2008 contracte de asistență juridică și acte adiționale la aceste contracte cu Șova și Asociații, compania de avocatură deținută la vremea respectivă de actualul senator Dan Șova. Asta în ciuda faptului că, potrivit acuzațiilor din dosar, subalternii săi au susținut în fața directorului de atunci că nu este nevoie de încheierea acestui contract. Erau angajați juriști la complexul energetic, iar potrivit DNA, aceste contracte ar fi adus prejudicii de ordinul milioanelor de lei companiei de stat.